Pe fondul vitezei excesive, șoferul unui autoturism înmatriculat în Bulgaria a pierdut controlul volanului și s-a rostogolit pe un câmp de la ieșirea din localitatea Cuzavodă din județul Constanța. Deși carosabilul era uscat, mașina a derapat, a părăsit partea carosabilă și s-a rostogolit de 3 ori înainte să oprească pe câmp. Un bărbat și 2 femei au fost răniți în urma accidentului. Bărbatul a reușit să iasă singur din mașină, dar celelalte 2 victime au avut nevoie de ajutorul echipajului de descarcerare. Am constatat că sunt 3 victime, un bărbat și 2 femei. În momentul ajungerii noastre, bărbatul a reușit să iasă singur din mașină, iar celelalte 2 femei au fost extrase cu ajutorul echipajului de descarcerare. Intervenția a decurs în condiții normale, nu au fost probleme deosebite. Cei 3 pasageri au suferit traumatisme craniene și au fost transportați la spital în stare conștientă. Polițiștii efectuează cercetări cu privire la modul în care s-a produs accidentul.